Această emisiune vă este oferită de Spitalul Sfântul Constantin. Brașovul a ajuns în elita medicală și prin tehnicile moderne de ortopedie. Cu aparatură de ultimă generație, bolnavii care suferă de dureri articulare pot face artroscopii, care îi pot scăpa mai repede și cu mai puține suferințe de durere decât dacă s-ar opera prin metode clasice. De asemenea, soluții moderne pentru chirurgia piciorului le pot reda mobilitatea și persoanelor care se chinuie din cauza monturilor sau a malformațiilor congenitale ale piciorului. Domnul doctor, vom vorbi astăzi despre tehnici moderne în chirurgia piciorului, despre tehnici moderne în ortopedie. Spuneți-ne ce operații, intervenții realizați mai nou în această unitate spitalicească? Noțiunea de ortopedie modernă cuprinde foarte multe tehnici noi, de principiu minim invazive. Și acestea la început s-au adresat articulațiilor. Toată lumea probabil a auzit de artroscopie, această operație minimă prin care, printr-o incizie infimă, putem să realizăm lucruri foarte mari în articulații. Inițial a fost dezvoltată pentru articulațiile mari, cum ar fi genunchiul, și la ora asta, în țara noastră, există multe centre unde se practică o artroscopie de calitate a genunchiului. Mai nou s-a extins spre alte articulații mai complexe, cum ar fi articulația umărului, articulația șoldului. Există de asemenea artroscopie de calitate pentru articulația gleznei și se poate face de asemenea pentru articulațiile mai mici. Ultima achiziție în domeniul artroscopiei ar fi intervenție minim invazivă pe țesuturi non-articulare. Artroscopia spațiilor virtuale, care înseamnă artroscopia tendoanelor sau, mă rog, operații pe tendoane sub control artroscopic, artroscopia piciorului, a spațiilor virtuale de la nivelul țesuturilor piciorului. Iar prin aceste tehnici noi putem rezolva o gamă foarte, foarte largă de suferințe. De exemplu, pentru gleznă putem să rezolvăm prin chirurgie minimă leziuni cronice degenerative ale gleznei, durerile cronice, toate își găsesc o rezolvare simplă și eficientă. De asemenea, un domeniu foarte interesant este rezolvarea semi-artroscopică sau total artroscopică a problemelor legate de hallux valgus, de monturi. Rezultatele după acest tip de chirurgie sunt foarte bune. Reintegrarea în activitatea profesională și socială este mult mai rapidă decât după chirurgia clasică. E drept că nu toate aceste suferințe se pot rezolva exclusiv artroscopic. Un consult preoperator este absolut necesar și atunci se stabilește și strategia. Operațiile se pot face clasic, artroscopic sau combinat, bineînțeles. Cu cât traumatismele induse de intervenția chirurgicală sunt mai mici, cu atâta evoluția postoperatorie scontată este mai bună. Fiind operații minim invazive, riscul de contractare a infecțiilor spitalicești scade considerabil. Bineînțeles că dacă intervenția este scurtă și incizia tegumentară este mică, rezultatele n-au cum să nu fie mai bune decât prin chirurgia clasică, pentru că o soluție de continuitate tegumentară, o plagă mai mare, expune la mai multe riscuri legate de plagă, dintre care riscul de infecție este redutabil. Bineînțeles că infecția a apărut înainte de chirurgie, dar sigur, odată cu apariția chirurgiei, infecția a cunoscut o nouă dimensiune. E foarte important ca combaterea infecțiilor postoperatorii să fie o grijă pentru toate unitățile sanitare. Această combatere uneori este mai simplă, alteori mai dificilă.
ca să scazi procentul de infecții în ortopedie, în traumatologie în general, în jur de 3% sunt necesare numai măsuri de organizare. Ca să le scazi sub 1,5% sunt necesare investiții extraordinare. Așa că cu titlul de informare, există spitale în care se investește extraordinar de mult în acest domeniu. Există spații chirurgicale ca niște corturi în care intră echipa chirurgicală. Aerul este expirat în afară, capul pacientului este în afara cortului. Se practică operații în acest mediu controlat și totuși procentul de infecții nu a reușit să scadă sub 0,5%. Vă bucurați aici de un procent și mai mic? Aici, pentru că spitalul este nou, pentru că de la început s-au luat măsuri serioase de combatere a infecțiilor intraspitalicești, ne bucurăm de un procent de invidiat de mic în ceea ce privește infecțiile postoperatorii. Adică nu am avut până acum infecții postoperatorii. Căror persoane vă adresați? Ce tipuri de afecțiuni se pot trata prin aceste intervenții? Practic, toate suferințele intraarticulare pot fi tratate cu tehnici chirurgicale minim invazive. De exemplu, pentru genunchi. În afară de protezarea genunchiului, totul se poate face artroscopic sau sub control artroscopic. De asemenea, pentru șold, în afară de artrozele grave care necesită protezare articulară, toate problemele, toate suferințele dureroase ale șoldului, teoretic, după un diagnostic corect, ar putea să beneficieze de acest tip de tratament. De asemenea, la suferințele cronice ale gleznei, la foștii sportivi, la pacienți care au avut mai multe entorse și care rămân cu suferințe dureroase, mai mari sau mai mici, există corecție chirurgicală pentru aceasta. Totul este ca pacientul să se prezinte la consult, aceste suferințe să fie corect diagnosticate, pentru că nu există operație care să facă bine, ci doar suferință care să poată fi tratată printr-o anumită tehnică. Tehnica în sine este nimic dacă indicația chirurgicală nu este bună. Deci, primul pas totdeauna este un diagnostic corect. De aceea dezavuez modalitățile de programare telefonică a pacientului. Dacă cineva sună că are nevoie de o operație, încerc să-l fac să înțeleagă că nu există. Operația este una dintre modalitățile terapeutice. Mai există în panoplia noastră și modalități nechirurgicale. Nu toți pacienții care intră pe ușă la ortopedie vin să fie operați, ei vin să fie tratați, ei vor să scape de durere. Uneori sau de multe ori, intervenția chirurgicală este potrivită. Însă indicația chirurgicală se stabilește după un diagnostic corect și, bineînțeles, că de comun acord cu pacientul care este suveran. Deci, dacă cineva se gândește că intrând într-un cabinet de consultații ortopedice va fi operat, trebuie să-l dezamăgesc. Nu va fi totdeauna operat. Noi vom căuta toate modalitățile prin care să-l facem bine, pornind de la cele mai simple, de la modalități de tratament igienodietetic, tratament medicamentos, tratament recuperator. Iar dacă acestea nu sunt eficiente sau dacă gravitatea suferinței impune, atunci trecem la tratamentul chirurgical. Într-o altă ordine de idei, să ne spuneți ce înseamnă chirurgia piciorului. Auzim foarte des această denumire. La ce se referă? Piciorul este
ceea ce ne diferențiază de restul viețuitoarelor terestre, în sensul că piciorul uman nu are echivalent în lumea vie. Maimuța are și ea un picior, calul are și el un picior, aceste organe sunt total diferite de piciorul omului. Gândiți-vă că, din punct de vedere al evoluției filogenetice, omul se trage din animalele patrupede. Piciorul, cutia toracică, bazinul osos au suferit niște modificări dramatice, dar trebuie avut în vedere că, în esență, piciorul este cel care ne adaptează la sol. Da? Deci, toată comunicarea noastră cu lumea înconjurătoare, în esență, se face prin intermediul piciorului. Acest organ este, fără doar și poate, unul dintre organele supra-solicitate datorită mersului biped. Și atunci apar tot felul de modificări, mai mult sau mai puțin serioase. Dacă la aceasta mai adăugăm și faptul că piciorul omului este 90% din timpul în care nu dormim încălțat, avem și o a doua cauză pentru care apar suferințe ale piciorului. De exemplu, deformările antepiciorului, hallux valgus, monturile, piciorul plat, tot felul de evenimente traumatice care se întâmplă la nivelul piciorului. Toate aceștia îți găsesc un tratament foarte bun și foarte frumos prin măsuri igienodietetice, iar dacă nu, în panoplia noastră terapeutică există tot felul de intervenții chirurgicale, dintre care și cele minim invazive despre care am vorbit, care pot aduce piciorul la un standard decent de funcționare, chiar dacă un picior la 70 de ani care a fost operat nu o să mai fie niciodată ca la 20, din păcate. Chiar dacă nu este foarte utilizat în bucătăria românească, oregano începe să fie cunoscut pentru proprietățile sale antioxidante și mai ales uleiul de oregano. Planta este originară din bazinul Mării Mediterane și se înrudește cu salvia și măghiranul, deși gustul înțepător, ușor amărui, este inconfundabil. Este foarte important a nu se confunda uleiul de oregano cu condimentul oregano, care este pentru gătit. Condimentul oregano provine din maghiran origanum, în timp ce uleiul de oregano este derivat din origanum vulgare, substanța denumită caravacrol, prezentă în uleiul de oregano sălbatic. Este considerat ca unul dintre cele mai puternice antivirale, antibacteriene și antifungale substanțe obținute pe cale naturală. Mai mult conține vitaminele A și C, dar și flavonoide. Uleiul de oregano era folosit de grecii antici ca un panaceu. De la zgârieturi până la infecții, oregano a fost un bun medicament înainte de a fi folosit pentru condimentarea mâncărurilor. În prezent, medicii americani recomandă uleiul de oregano ca o alternativă eficientă a multor antibiotice, dar și pentru că întărește sistemul imunitar și previne reapariția bacteriilor și a virusurilor. În sezonul de iarnă, specialiștii sunt de părere că produsul are rol preventiv și poate fi administrat pentru evitarea răcelilor, a nasului înfundat sau a complicațiilor pulmonare specifice sezonului de iarnă. De asemenea, uleiul de oregano este folosit și pentru proprietățile sale expectorante. Fiind și un antiseptic, plămânii sunt igienizați corespunzător. Este foarte util și în iritațiile stomacale sau probleme digestive. Uleiul de oregano poate fi administrat atât intern cât și extern. Pentru tratarea zgârieturilor sau infecțiilor pielii, câteva picături de 2 ori pe zi sunt suficiente pentru prevenirea complicațiilor. Intern, doza zilnică este de maxim 4 picături sub limbă, în suc ori în mâncare. Pentru a fi eficient, este de preferat ca produsul să conțină între 60-80% caravacrol. Concentrațiile mai scăzute sunt mai puțin eficiente împotriva bacteriilor. Specialiștii avertizează însă că excesele pot dăuna sănătății.
Astfel, o cantitate mare de ulei volatil de oregano încetinește capacitatea organismului de a absorbi fierul. Tocmai de aceea, în timpul tratamentului cu ulei de oregano, este de preferat să fie introduse în dietă mese cu spanac, ficat fiert sau banane. Femeilor însărcinate nu le este recomandat produsul. Oricum, este de preferat ca înainte de a folosi uleiul de oregano să consultați medicul. Această emisiune v-a fost oferită de Spitalul Sfântul Constantin.